Arcada a disputat finala Cupei României și a ocupat locul 3 în campionat. Se poate spune că sezonul 2015-2016 a fost reușit, însă echipa gălățeană vrea mai mult. Antrenorul Nicu Harabagiu crede că elevii săi trece aceste performanțe în sezonul care va debuta în toamnă. Și veți participa și într-o cupă europeană superioară celei de anul trecut, așa că va trebui să aveți un lot valoros și numeros. Da, o să participăm în cupa CEV, o cupă mai bună și, într-adevăr, trebuie să avem un lot foarte competitiv ca să putem să facem față echipelor foarte puternice care sunt în CEV. Arcada trebuie să lupte pe trei fronturi în sezonul viitor, campionat, cupă și cupele europene. Un lot valoros și numeros, formația de la Dunăre își poate îndeplini obiectivele.